Credincioșii se pot închina astăzi în ziua nașterii Domnului la darurile magilor. Acestea au fost aduse în premieră în țara noastră, de pe muntele Athos, la mănăsirea Pantocrator din Telorman. Acolo se află și Mădălina Ignat, în direct la știrile dimineții. Bun găsit, Mădălina, și Crăciun fericit! Salutăm pe toți arhierei și cărturarii poporului. Bun găsit și Crăciun fericit tuturor! Să știți că momentele pe care le trăiesc credincioșii care au ales astăzi să vină la mănăstirea Pantocrator din Drăgănești, Vlașca, sunt unele de-a dreptul impresionante. Vorbim despre momente cu o încărcătură aparte și asta pentru că, așa cum spuneai tu mai devreme, iată că astăzi românii au ocazia să simtă prezența Domnului din nou și asta pentru că Sfintele Daruri au fost aduse în țara noastră. Vorbim, evident, despre un moment istoric, vorbim de acele daruri care au fost aduse la primul Crăciun și iată că astăzi românii le pot atinge. Vorbim despre aur, smirnă și tămâie. Știm că au mai fost scoase o singură dată de pe muntele Athos și aduse în pelerinaj. Trebuie să știe credincioșii, cei care nu reușesc să ajungă astăzi, că pot veni aici la mănăstirea Pantocrator până pe data de 28, atunci când moaștele vor fi duse din nou pe mănăstirea Pavel de pe muntele Athos. Să știți că sunt momente impresionante, sunt foarte mulți oameni care totuși au venit și astăzi și se așteaptă ca numărul credincioșilor să fie unul mare în zilele următoare. Pe scurt, știm că povestea Sfintelor Daruri este una impresionantă. Au stat în cetatea Constantinopolului până la căderea acestui atunci când Mohamed Cuceritorul decide ca aceste daruri să ajungă la femeia care l-a crescut. Vorbim despre o femeie pe nume Mara, care mai apoi a luat aceste daruri și a mers cu ele pe muntele Athos, acolo unde ar fi vrut să le ducă și să le pună în mănăstirea chitorită de tatăl său. Pe drum însă, în momentul în care urca pe munte, femeia a auzit o voce care i-a spus să se oprească, mai departe nu are voie să meargă. În același timp, călugării, spune istoria, de pe muntele Athos, auzind aceeași voce, au coborât și au luat aceste daruri. De atunci, iată că darurile au rămas pe muntele Athos și nu au mai fost scoase, spuneam. O singură dată au mers în pelerinaj și iată că astăzi ajung și în țara noastră. Vorbim despre daruri care, atenție, tot istoria ne spune că au fost pregătite cu cel puțin 1000 de ani înainte de Hristos.